Prima câștigătoare a unui concurs de frumusețe din România a fost Maria Peligrad din Săliște, Sibiu, în anul 1906. Evenimentul a avut loc în Parcul Filaret din București, cu ocazia aniversării a 40 de ani de domnia regelui Carol I, în cadrul expozițiunii generale, unde se prezentau și costume populare. Maria Peligrad a fost îmbrăcată într-un costum popular făcut chiar de ea, iar unul asemănător i-a dăruit reginei Maria. Primul concurs de frumusețe propriu-zis din lume a apărut în anul 1926, când a avut loc prima ediție a Miss Universe. La acest capitol, România a fost în pas cu lumea, așa încât prima ediție a Miss România a avut loc în același an. Evenimentul a fost organizat de revista Realitatea Ilustrată, iar regulamentul prevedea ca fetele să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani, o bună reputație morală, să nu fie căsătorite, să îmbrace rochii cât mai simple și să nu fie fardate. Câștigătoarea a fost Tita Cristescu, o fată superbă, după cum relata presa vremii. Aceasta a murit otrăvită cu cianură pusă în bomboane de ciocolată în anul 1935, la numai 28 de ani. Principalul suspect a fost amantul ei, inginerul Liviu Ciulei, tatăl cunoscutului regizor de film, care a fost achitat până la urmă. Cazul a ținut prima pagină a ziarelor din București mai bine de un an. În anul 1927, concursul nu a fost organizat, dar el a revenit în forță 8 ani la rând, fiind organizat în unii ani de către revista Ilustrațiunea Română, iar în alții de către revista Realitatea Ilustrată. Ediția din anul 1928 a avut loc sub denumirea de Domnișoara România, iar juriul, din care făcea parte și scriitorul Victor Eftimiu, a desemnat o câștigătoare pe Marioara Ganesco, născută în Techirghiol și școlită la Institutul Notre-Dame de Sion de la Galați. Presa scria despre ea că este în contrast desăvârșit cu frumusețea română, o veneră bronzată de sporturi. În anul 1929, din juriu făceau parte scriitorul Liviu Rebreanul și ministrul de interne Alexandru Vaida Voievod. Laurii au fost cuceriți de această dată de către bucureșteanca Magda Demetrescu, care înainte cu un an se clasase pe locul 2. Ea avea 17 ani și era orfană de ambii părinți. După concurs, câștigătoarea și-a sărbătorit triumful în fața unei mulțimi impresionante, pe calea victoriei, defilând într-un luxos automobil decapotabil. În anul 1930 au avut loc două concursuri de Miss. Primul a fost organizat de Ilustrațiunea Română și a fost câștigat de Zoica Dona, o studentă de 20 de ani a Universității București, fiica unui reputat general de armată. Concursul organizat de Realitatea Ilustrată a avut loc la Cazinoul din Sinaia și a fost filmat de cineastul Jean Mihail, reprezentant al casei de producție Goncourt. Cu Liviu Rebreanu din nou în juriu, concursul este adjudecat de Zizi Teodorescu, o studentă la Facultatea de Chimie din București. Pe locul 2 se clasează frumoasa băcăoancă Mariana Mirică, fata care ajunge să reprezinte România la Miss Universe, deoarece ocupanta locului 1 nu a putut părăsi țara din motive personale. Tânăra de 17 ani reușește să se claseze pe locul 3 în lume, performanță care este și ea cea mai importantă din istoria prezenților românești la concursurile internaționale de Miss. Anul 1931 aduce în prim plan pe Tanții Viișoreanu, o brună cu trăsături fine, alese și posesoarea unui admirabil corp, după cum relatează Ilustrațiunea Română. Tânăra de 21 de ani era din Craiova, fiind fiica unui general de armată. Sedus de frumusețea noii Miss România, compozitorul Gogu Botea i-a dedicat o melodie intitulată Tanți Tango. În celălalt concurs de Miss al anului 1931, laurii sunt cuceriți de Erastia Pereț, o tânără de 17 ani de lângă Iași. O blondă cu ochii verzi care vorbea la perfecție engleza, germana și franceza, care a devenit scriitoare.
Ulterior s-a căsătorit cu actorul Septimiu Sever. În anul 1932, cea mai frumoasă fată din țară este desemnată Lilian Delescu din Drobeta, Turnu Severin. Olteanca era fiica unor agricultori și era foarte erudită, fiind studentă la drept și litere în București. După chipul ei a fost realizată în anul 1933 statuia Victoriei din cadrul monumentului eroilor din orașul ei natal. Dina Mihalcea este cea care a cucerit laurii Miss România în anul 1933. Ea avea 18 ani, era studentă la conservator și provenea din cadrul unei familii onorabile din București. Dina Mihalcea va ajunge actriță și va juca pe mai multe scene ale teatrilor bucureștene, alături de Dina Cocea sau Maria Filot. Va juca și în câteva filme, printre care Mihail Câine de Circ în anul 1979, unde o va interpreta pe doamna Collins. În anul 1934, câștigătoarea a fost tot Zoica Dona, una dintre domnișoarele care câștigase titlul de Miss și în urmă cu 4 ani. Ea a participat la finala Miss Europa sub numele Hélène Dona, dar fără a obține un rezultat remarcabil. Anul 1935 este și ultimul în care se organizează un concurs de Miss în perioada interbelică. În toate arhivele apare drept câștigătoare Dorotee Cristesco, de fapt prima Miss România din anul 1926, nimeni alta decât Tita Cristescu, cea care urma să moară otrăvită un an mai târziu. Următorul concurs de frumusețe feminină și singurul din perioada comunistă s-a desfășurat în anul 1979, când câștigătoarea a fost desemnată, tânăra de 21 de ani, Matilda Pascal Cojocărița, cea care avea să devină o cunoscută interpretă de muzică populară.